Vineri am găsit la dosar de candidat. Azi vă prezint un baron politic veritabil care a luat puterea în orașul Alba Iulia în 1991. De atunci, veteranul Mircea Hava stă în fotolul de primar sau viceprimar în orașul Unirii, cu practic întemeitorul generației de baroni ai fostului Partid Democrat. Hava l-a sprijinit pe Emil Boc să ajungă lider al PD pe vremea în care Boc era un simplu deputat. Hava a fost unul dintre locotenenții fideli al lui Traian Băsescu și mai nou tovarăș de luptă al buldogului Vasile Blaga. Acum Mircea Hava se pregătește de al șaselea mandat de primar, pe care are toate șansele să-l câștige. Hava a avut inteligența politică să stea la cutie, nu a făcut valuri la București, s-a înțeles cu toate partidele, indiferent de guvernare, vorbește puțin și face treabă bună pentru el și pentru prietenii săi. În mod surprinzător, Mircea Hava este singurul baron politic scos de sub urmărire penală de două ori de către procurorii DNA. În 2012, DNA l-a acuzat pe Hava de abuz în serviciu după ce a semnat două contracte cu societatea STP Alba Iulia, companie ce asigură transportul local din oraș. Hava era suspectat atunci că ar fi prelungit ilegal contractul de concesiune și că acordarea de subvenții pentru transportul pensionarilor a fost făcută nelegal. Pensionarii beneficiau de prețuri reduse, iar primăria Alba Iulia acorda anual o sumă de bani cu titlul de subvenție. Subvenție, au relatat surse din presa locală. Subvenția plătită de primăria lui Hava se cifra la momentul deschiderii dosarului penal la circa 6,5 milioane de euro. Societatea de transport STP este controlată de omul de afaceri Stelian Nicola, un cunoscut al primarului democrat. Practic, compania STP este acuzată că a concesionat transportul local în oraș fără licitație publică, după care ar fi raportat ani în șir un număr mult mai mare de persoane transportate decât în realitate. În 2013, însă, procurorii DNA decid să înceteze urmăria penală împotriva lui Hava. Într-un alt dosar penal, primarul de la Alba Iulia a scăpat de asemenea de acuzații. Este vorba de dosarul sponsorizării din bani publici a echipei de fotbal din localitate. Hava era suspectat că ar fi acordat împreună cu un viceprimar circa 3 milioane de euro către asociația Club Fotbal Unirea 1924, iar apoi banii au ajuns în conturile unei societăți comerciale, Fotbal Club Unirea 2006 S.A. Așadar, primarul de la Alba Iulia pare invincibil, atât din punct de vedere politic, cât și în fața acuzațiilor de corupție. Deși presa locală îi mănâncă din palme, primarul nu a scăpat de investigațiile jurnalistice. Articolele arată că unul dintre cei mai buni prieteni ai primarului, un anume Daniel Sabău, patronul unei televiziuni locale și a unei firme de construcții, a câștigat multiple contracte de reabilitare a vechii cetăți din Alba Iulia. Cetatea este o veritabilă bijuterie arhitectonică construită de austrieci în stilul cetăților fortificate voban. Datele publice arată că societatea Grup Corintesa, controlată de Daniel Sabău, a câștigat succesiv contracte de circa 70 de milioane de euro pentru punerea în valoare și renovarea cetății. Contractele au fost sparte în bucăți mai mici. Astfel, compania Grup Corint a renovat, începând cu anul 2009, latura de vest a cetății, a renovat apoi centrul orașului Alba Iulia și intrarea în cetate, a modernizat căile de acces, iluminatul și mobilierul stradal. Alți bani au fost acordați de primăria Alba Iulia pentru renovarea zidurilor de fortificație și a traseilor din cetate. Finanțarea acestui proiect a reabilitării vechi cetăți fortificate s-a făcut din bani europeni. La finalul lucrărilor, primăria Alba Iulia a acordat firmei Corint două contracte de asociere în participațiune pentru 10 hectare de teren din suprafața cetății Alba Carolina, pentru care plătește circa 800 de euro lunar. În cele 10 hectare e inclus și hotelul medieval, singurul de 5 stele din Alba Iulia, deținut de Daniel Sabău, traseul celor trei fortificații și puncte de informare. Aceeași firmă deținută de prietenul primarului Hava administrează garda cetății, care este plătită de primăria Alba Iulia pentru serviciile de schimb de gardă și salve de tunuri. Aceeași primărie a acordat și fratelui lui Daniel Sabău un contract pentru construcția unui skate park în cetatea Alba Iulia. Contractele din jurul cetății Alba Iulia nu au fost încă luate la verificat, însă la ce noroc are Mircea Hava, chiar dacă procurorii l-ar pune sub acuzare, în final sunt sigur că l-ar găsi nevinovat. Hava se îndreaptă așadar liniștit spre un nou mandat de primar. În cei 22 de ani de primărie, acesta a devenit putre de bogat. Semn că primarul are noroc și la bani. Luni facem o vizită în nordul României să cunoaștem alt baronaș tânăr de origine liberală.